Felicitări trupei Volta și fetelor de la Tiny Tigers. Deja fac o treabă minunată împreună și mergem mai departe, așa cum era promisiunea, dar nu prea departe, pentru că îi urăm bun venit lui Călin Goia. Felicitări, Călin! Mulțumim pentru fetele astea talentate, pentru că te fac să stai în fața televizorului. Când au venit la noi acum ceva timp, ne-au impresionat pe toți, ne-a plăcut foarte mult de ele. Sunt foarte frumoase, foarte talentate și îți dau o energie pozitivă, așa, te încarci de energie de la ele. Ador vârsta asta de, nu chiar la 20 de ani, încă n-au, dar au energia asta de 20 de ani. De fiecare dată când te gândești la Voltaj, pentru că tot ai adus aminte de energia de 20 de ani, evident că mă gândesc la piesa asta, mă gândesc la banchetul de clasa 12-a. Voltaj are o energie specifică pe care nu o găsești în altă parte. Ai dreptate. Cred că vine din noi, așa, din optimismul nostru și din plăcerea de a cânta. Și ni se întoarce în zecit, mai ales în concerte, din partea publicului. Adică de acolo ne luăm noi energia. Și un schimb de energie și mi-e foarte dor de concerte. Că în ultima perioadă au lipsit cu desăvârșire. Chiar dacă cele care au fost online și nu e aceeași treabă. Când în fața unei camere, doar după ce citești mesajele celor de acasă, îți dai seama că i-au simțit și ei ceva acolo când te-au ascultat. Voi în această perioadă ați lucrat, ați pregătit ceva, ceva nou și vă propun să ascultăm câteva secunde dintr-o... Doar pentru ea. Doar pentru ea, orice s-ar întâmpla, aș lupta doar pentru ea. E o piesă născută în pandemie. Ne-am retras la o cabană după ieșirea din starea de urgență anul trecut. Nu ne văzusem de mult colegii de trupă și nu repetasem. Și am zis, haide să ne strângem undeva, să fim doar noi și să încercăm să scriem piese noi. Și acolo s-a născut și piesa asta și au mai fost scrise câteva piese care urmează să fie lansate. Aproape o tabără de creație, deși tabără așa, de creație se întâmpla, să zic, acum 2-3 ani de zile. Da. Și cum facem și la Voltaj Academy, îi strângem pe copii vara și acolo când sunt împreună și știu că asta trebuie să facă, se nasc lucruri foarte frumoase. La fel și la noi, că de fapt din experiența noastră am inventat și lucrul ăsta cu ei, cu copiii. Asta vreau să spun la imediat după ce am ascultat acest scurt fragment, că avem nevoie de un vibe nou, de optimism, de... sentimente care să ne anime, mai ales după acest an dificil. Spuneai și și spuneai și de muzica și de piesa fetelor de la Tiny Tigers, că are o energie bună, un aer de vară. Este un vârf al noi generații, am putea spune, adică să ne așteptăm la fete să conducă această nouă așa generație. Sper. Ai adus foarte bine subiectul în discuție, adică m-am uitat în ultimii ani, noua generație din muzica românească e foarte melancolică și cumva un pic așa depresivă. Iar eu cred că nu e o chestie specifică, a fost doar un curent și cred că lumea are nevoie de energie, de descătușare, de optimism. Iar fetele au toate lucrurile astea din plin și piesa li se potrivește și eu cred că va avea mare succes. Și mulți BPM, să nu fie sub 80 da, exact. BPM, pentru că e vârsta lor, hai să recunoaștem. Da, la vârsta asta trebuie să ai energie, să sari, să... Spuneai mai devreme că ai nevoie de ceva special să ieși în față, ca adolescent mai ales. Te întreb și ca părinte, ce este acest aer special? Cred că e nevoie de multă creativitate ca să ieși în față. Adică cu cât ești mai creativ, cu cât șansele tale sunt mai mari într-o competiție acerbă și nu e foarte ușor să inventezi lucruri noi, să fii mai altfel decât au fost cei dinaintea ta. Pentru copiii mei, acum cea mai mare provocare e școala. Și pentru părinți, cred că școala e o provocare. Și pentru noi ca părinți, dar pentru ei mi se pare că se pot compara cu generația care a făcut școala pe timpul războiului mondial. Știi? Cam așa arată și studiile. Nu știu cum va fi, probabil că ne vom da seama peste 50 ani cât de mare a fost impactul acestei pandemii asupra lor, dar mie mi se pare, din ce văd
la ei că deja se simtă anumite efecte. Bun, școala, e clar subiectul fierbinte, cel puțin de astăzi și din zilele următoare. Cum vezi această decizie de a prelungi vacanța de primăvară? Acum, în toată perioada asta s-au luat decizii de azi pe mâine și în funcție de situația creată de pandemie. Din punctul meu de vedere, copiii au fost bulversați de treaba asta, pentru că reacția fiului meu a fost una, iar ne zăpăcesc ăștia, îmi pierd vacanța de vară, adică considera că își pierde din vacanța de vară, nu că mai există această vacanță de primăvară mai mare. Pe de altă parte, e de înțeles, adică din punctul meu de vedere, noi acum trebuie să luptăm cu această pandemie, să facem tot ce ne stă în putere să limităm efectele ei. Pentru că știu din surse apropiate, soacra mea lucrează pe ambulanță, verișoara mea prin Alianță este directoarea spitalului infecțioase din Cluj-Napoca și știu cum e situația în spitale și cumva noi trebuie să găsim o soluție și i-a mai bulversat un pic în plus pe copii, din păcate. Dar ei oricum sunt bulversați de la pandemia asta și de la școala online și cred că cel mai important este să cumva să trecem de perioada asta. Eu sper din toamnă să intre în normal. Eu vreau să fiu la fel de optimist cum ești tu, cum e trupa Voltaj și să spun că totul va fi bine într-un final, pentru că altfel n-are cum să fie. Călin, pentru că suntem la final și mai avem mai puțin de un minut. Vorbeai de creativitate și stimularea creativității. Luna asta, cum să le stimulăm creativitatea din punct de vedere artistic copiilor? Pentru că e important. Din punct de vedere artistic, tuturor copiilor, unii n-au... Unii poate n-au abilități. N-au abilități, poate fac sport sau fac alte lucruri. Din punctul meu de vedere, noi trebuie să fim cât mai aproape de ei și de ce își doresc fiecare dintre ei. Adică dacă un copil vrea sport, să-l susținem și să-l încurajăm și să găsim soluții ca în această perioadă dificilă să poată să facă sport, la fel cu muzica și cu alte arte. Eu zic că asta e foarte important, să fim lângă ei. Călin, îți mulțumim pentru prezența la Observator și te mai așteptăm. Continuăm acum, Olivia.